Totuși am auzit, mai ales în primele declarații oferite de noi conducători, că banii nu sunt atât de importanți. Dar ce-o fi important dacă nu banii în situația în care se află Dinamo în acest moment? Zic că banii sunt foarte importanți în situația în care este Dinamo. Cum vrei să faci performanță? Cum vrei să aduci echipa în prima ligă? Cu ce? Cu aer? Banii. Banii vor vorbi. Vii cu bani. Cum am zis și Florin data trecută. Pe licență. Ce faci licență dacă nu plătești? Varga când a luat CFR-ul a pus banii jos. Ăștia-s banii, haide să dăm drumul la treabă. Cam așa se face. Așa se fac lucrurile. Cum vrei? Îi plătești? Da. Noi, conducătorii la Dinamo, spun că nu așa se face. Dar cum se face? Se face, să zicem așa, pe baze corporatiste. Construim o entitate care să devină cumva prin forțele ei unul dintre cele mai bogate cluburi din România. Cam asta este teoria pe care am auzit-o exprimată. Dar, Florin, fără sacrificii financiare din partea acționarilor, cel puțin în prima parte a prezenței lor la un club, se poate. Ne uităm la experiențele anterioare pe care le-am văzut la cluburi din România. Au existat cluburi care să aibă succes fără ca, la început cel puțin, investitorii să nu arunce cu niște sume importante de bani în întărirea lotului, de exemplu. Eu cred că trebuie să lăsăm pe oamenii ăștia să lucreze. Sigur că există speranță, s-a văzut suporterii, nu au venit întâmplător lângă echipă. Dinamo n-a mai avut de mult 5.000 de spectatori în deplasare. Sigur, acolo este o zonă de Dinamoviști, Alba Iulia, Sibiu, oricum, Brașovul destul de aproape. E o performanță. Dar a fost stadionul, tot stadionul cu Dinamo. N-a mai fost de mult, este o speranță. Lumea își spune speranțe, aștepta ca să vină cineva. Acum oamenii trebuie să dea drumul la treabă, nu e simplu. Din câte știu, au făcut așa o injecție de capital, dar destul de mică și au reușit să plătească un salariu și la angajații clubului, cred că și la jucători. Important e că Dinamo intră în play-off. Nu este nicio nenorocire dacă Dinamo nu promovează anul ăsta, cu toate că ar trebui să forțeze puțin, că la anul nu va mai fi atât de simplu și de ușor. Mai echipă, realist pare o prezență în baraj. Eu cred că Dinamo, mă uit așa pe echipele care sunt acolo în primele și asta este singura echipă care poate să pună probleme la un baraj în momentul de față unei echipe de Liga 1. Pentru că Dinamo... Zici că Dinamo ar avea o cât de mică speranță într-un baraj cu o echipă din prima ligă? Singura echipă este din punctul meu de vedere. Pentru că are jucători care au jucat la Liga 1, dă-i cu Patriche, dă-i cu Moura. Și are un mare avantaj. Copiii ăștia care sunt sub 21 de ani sunt cei mai buni la nivelul ăsta. Banii, Bordușanu, o să revină și el. Ce mai au e pe acolo, ăsta mic în poartă, sigur că are nevoie de jocuri, dar îi țin un portar pe margine care, din punctul meu de vedere, este unul cel mai bun jucător din lot și preferă să joace cu un jucător sub vârstă acolo. Dar mare avantaj este că ei au jucat Liga 1, știu ce înseamnă, ce ar însemna un baraj cu o echipă de Liga 1. De asta zic că e important meciul cu Timișoara, sigur că normal n-ar trebui să fie probleme, dar va fi un meci, va fi o atmosferă frumoasă, cred eu, pe Arcul de Triunf, pentru că Timișoara și ei cu toți este înfrățită cu Rapidul și probabil că vor fi și fani de Rapidului acolo, mai mult ca sigur. Mă gândesc că pe lângă toate aceste lucruri, Timișoara se zbate și ea acolo să scape de... Dar din ce am văzut, am văzut ultima etapă cu Iașiul, părerea mea că... Bine, era cu Iașiul. O să scape oricum, că eu cred că nu vor retrograda, pentru că vor scăpa cum au scăpat și anul trecut, în sensul că cred că o să fie echipe care nu o să poată să ducă competiția la sfârșit sau echipe care să nu înceapă competiția